Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un episod de Mafia, ne-a prins poliția, mă să plătim amenda, dă văd, că n-am chef acum să fiu under arrest, dacă știți ce zic, dați-vă mă jos, dați-vă jos, am zis. Hai, dă să plătesc amenda, pe-i fain. Hai, repede, repede, grăbește-te. La asta nu-i pasă. I-am dat 50 de dolari. De unde? Doare pe el. Ce dracu a fost asta? Dă-te la o parte, lasă-mă pe mine, sunt fața ta. Am zis, lasă-mă pe mine, în fața ta. Ok, hai să vedem. Aoleo, am dat-o pe derapaje. Da, nu mai avem mult până în parc. Vă băgați în fața mea, bulangie, drag. Băgați în fața mea. Ai drag de bulangie. Hai să vedem, bă, fraților. Henry's different these days. Guy's got a real... What the fuck's going on? Ce dracu se aude, mă, țipă cineva? Shit, that's Henry! No way. What the fuck are they hitting him with? Holy shit! No way. L-a omorât pe Henry. L-a omorât pe Henry, no way. Fuck. Who the fuck does something like this, Vito? Them people are fucking sick. Shit. Who the fuck does something like this? No way. What do you think? God damn it, Henry. Look at this, Vito. You fucking believe this? Money's gone too. Holy shit. Rip. Joe, come on. We gotta get out of here. Cops will take care of him. Hey, that's the old guy who sold us the dope. Juan. Of all the ways to kill a guy. Nu vă băgați în mine, idioților. Băgați în mine, futu-vă. I mean, why do it like that? In the middle of the park. Like I said, you're sick. I'm gonna turn them into chop fucking suey. Hey, not for nothing. We don't even know how many of them there are. Yeah, and it don't matter. Ah, nu trebuie să mă vadă. Henry's dead. What, do you want us to get killed too? Nah, you be smart, Joe. Don't matter how we do it. As long as they're fucking dead when we're done. Listen, there's probably more than two of them. So what? The more the fucking merrier. So there's only two of us. Unless maybe you want to call Carlo and tell him all about the mess room and ask him to send some guys over. All right, fine. I get it. So promise me you're not gonna go in Ben's blazing as usual. We gotta do this the smart way. Hai să-l prindem, trebuie să-l urmărim, nu trebuie să-l, gen, să-l mamorâm, trebuie să-l urmărim. Careful, Vito, we don't want him to see us. I'm doing the best I can. Are you fucking blind or what? He came out of nowhere. Hai să vedem. This guy drives like a shit. Never mind. Hai, mă, mai durează mult până ajung acolo, că deja e stresant să merg așa în continuu.
Unde dracu suntem? În Chinatown? Ia uite-l mă, că a ajuns. Fine. Let's get in there and take him out before he disappears with the money. Hold on, I'm gonna need some serious firepower first. We can either go to Harry's or we can kill these fucks right now. Just say the word. Avem și gloanțe, nu mai bine la toate, mă le iau, hai mă. Să vedem ce se poate întâmpla. Gentlemen, this place for member only. Is your fucking membership? God damn it, Joe. Can't you listen to me for once? No, I can't. You seen what they done to Henry. See? Direct. Get the asshole behind the bar. I'm going, baby. Noi suntem cei mai buni mafioți, eu omorâm pe toți, n-avem noi treabă. Trebuie să-l omor pe ăla de acolo, unde-i mala? Oh. Wait, what? Nice. Nu doar mă dă de aici. Sorry, gentlemen, this place for member only. Is your fucking membership? God damn it, Joe. Can't you listen to me for once? No, I can't. You seen what they done to Henry. You see? Why didn't you just bang the damn gong like that? Right down. Help me waste this thing. Hold up for now. Get the asshole behind the wall. Yo, yo, mor pe ăștia. Ăla nu face nimic, Joe. Salut. Știu că vrei să ieși afară. Ia la sus. Unde ești? A, uite-l pe Joe. Uite. In the window, aaa! Hai să merem. I știe nebunul ăsta, știe pe toți. Aoleu. A murit ăla? Ok, hai. Alright, you go first, Vito. You're smaller target. Thanks. Hey, you said we gotta give a smoke. Make your day, Homa. Why? Don't hurt. Easy. Come on, Vito. Waste them all. Where the hell is that prick? He's gotta be around here somewhere. No! Futu-vă în nas! Și-am amat iar de la început. Futu-vă în gură să vă fut de chinezii pulii mele! Futu-ți morții! Care-i mai șmecher? Mă interesează, mă, deci mă, dă-vă în coamă! Da, da, bingo, bingo, da. Dă-mă pe-i, futu-i în nas. Nu mă încoadă pentru loc. Băi, că data asta am făcut mai repede. In the window. Las că-l omor eu. De unde? De sus trag. Salut, frate. Come on, Vito, waste this
La mor pe fel, la. De unde trage? Ah. Mi-e frică să mai fie ăla acolo, știi, dacă știți ce zic. Hai, ieși. De unde, mă? De unde? Toți morții, mătii! Coaie, jocul ăsta e stupid rău. Futu-ți, dar nu se poate salva, mă, să nu are autosave. Salvează de la un kilometru distanță, futu-vă în gură. Mor, dă-te în morții, mătii. Hai, mai ești, Michael? Unde sunteți? Unde sunteți, mă? Așa. Mor, dă-te în morții, mătii. Hai, mai e un acolo? Mor! Să moară și Barut odată cu tine. Hai, și tu mori. S-a ascult după perete. Futu-ți, mă, ți-mi trebuie 20 de glanțe să mor dracul. Mor, dă-te-n morții, mă, tine. E window. Asta, aici, o să fie timpul când o să-l... Când o să-l fucking câștig o dată. Așa, du-te-n morții, mă, tine. Și mai e căcatul ăsta aici. Atât, gata. Și mai e căcatul ăsta aici. Nice. De unde? De unde, mă? A, de jos. Easy. Hai să-i omorăm pe toți, dă-i dracu. N-are autosave căcatul ăsta de joc? N-are autosave, logic. Și am ales când vine unul pe la spate și mă omoară. De căcat pot să merg, mă, încă. De unde am mers, Joe? Ah, uite-l. All right, you go first, Vito. You're small and tall. Thanks. Hey, you should have got those. Mamă, ce se enervează Joe. Îmi place că Joe ăsta trage în toate părțile, dar nu face niciun kill să moară familia mea. Aoleu. Nice. Hai, nu-și dau autosave jocul? Pace eu. Hai, autosave. Știu că vrei să-ți dai autosave. Ce facem asta? Ăla-i beat, săracul, nu mai știi ceva ce nici ăla. A, avem liftul. Saving, Doamne ajută. Since when are you concerned about making noise? There's too many of them. Just take them out nice and quiet. Dacă mor pe unul dintre ei. Come on. Who taught you assholes how to shoot? They do they home. Aoleu. You shoot like my sister. Oh.
Ăla are soră și nu știu eu. So easy. So easy. Cu să ai ce ești nebun. Au! Ăla de acolo chiar mă enervează. Mă omoară, mă omoară, fata ta na, fața ta na, solă. Mă omoară, mă omoară, fața ta na, solă. Tu ne tragem ăla de aceea? Mi-a zis că așa care am omorât toți inamici? E unul aici. Bă, ăștia au pistoale și mă enervează. Dă-te dracu de idiot. Știu, știu. Mai e ultimul. See? Ain't so bad so far, right? Yeah, but what if somebody recognizes us and Carlo hears about it? That's right. Just along glanțele. There's probably more of them down here. Get ready. Unde? Ah. More of them? Cățu-s fratele meu. Moră familia mea de... Ăștia cred că nu mai am etaj unde coborăm la cât am coborât noi, frate. Ia uite-l, mă. You're dead, you slanty-eyed fuck! What is it that you want? What the fuck do you think we want? We want to know why you had our friend killed. We also want the money you took from him. I had no choice. Your friend was a government informer. What the what? Fuck are you talking about? A contact inside the Federal Bureau of Narcotics told me that Henry Tomasino passed them information about our deal. That's a fucking lie! Whoa, 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 you saying Henry was a rat? Yes, but not anymore. That's bullshit, makes no sense. And I suppose you had nothing to do with the little stick-up after we closed the deal with you either, right? You think we would take such a stupid risk and destroy our own factory? That was just another reason to get rid of you. We had problems with you from the very beginning. Yeah. Well, all your problems are just about over, pal. So where's our money? It's not here anymore. What? Where the hell is it then? I cannot tell you. If you don't tell us, I'm gonna splatter your yellow brains all over this fucking room. If I told you, I'd be dead anyway. Fine. Your choice. Are you crazy? What you want to do? Let him go or something? We could have gotten more out of him. Fuck that. He wouldn't have said nothing. These bastards are tough. Let's just get the hell out of here before the cops come. Fraților, încheiem și noi acest episod pentru că vinem deja de 18 minute. Nici n-am observat de cât timp filmez, deci sper că v-a plăcut acest episod. Nu ezitați să apăsați pe butonul de subscribe și să lăsați un comentariu. Ne vedem data viitoare. Bye, bye.